Compania Administrația Porturilor Maritime Constanța nu mai are serviciu pentru stingerea incendiilor. APM nu are în prezent un contract de operare pentru serviciile de prevenire și stingere a incendiilor și de intervenții în situații de urgență. Este semnalul de alarmă pe care l-a tras președintele Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa Bogdan Hosu într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Transporturilor Răzvan Cuc. Contractul cu firma Consult Trade SRL a expirat la sfârșitul lunii ianuarie 2019 și de atunci aceste servicii nu sunt asigurate. Considerăm că era datoria CNAPMSA de a asigura procedurile de licitație în așa fel încât să se asigure continuitatea acestor servicii, având în vedere că de ele depind atât siguranța operatorilor din port, cât și siguranța întregului oraș și a comunității învecinate. În plus, există și un număr semnificativ de locuri de muncă pe care această situație le plasează într-o zonă de incertitudine, se menționează în document. Bogdan Hosu atenționează că serviciul pentru stingerea incendiilor este unul vital pentru siguranță și amintește de incendiul de la Clubul Colectiv. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a transmis astăzi printr-un comunicat de presă că asigurarea intervenției pentru prevenirea și stingerea incendiilor și intervenție în situații de urgență la obiectivele CNAPMSA Constanța se face de către ISU Constanța, autoritatea statului cu atribuții în acest domeniu, prin detașamentul Port Constanța, iar în acest sens a fost înființată și o linie telefonică directă între cele două instituții. În privința stingerii incendiilor la nave, intervenția operativă pentru stingerea incendiilor la navele și instalațiile plutitoare aflate la cheu se asigură de către agentul economic portuar sau instituția care le are în proprietate, în conformitate cu prevederile legislației naționale și ale acordurilor și convențiilor internaționale, se arată în comunicatul CNAPMC.